Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la Slatina Olt, pe website-ul tvonlineaici.ro, website creat și folosit în baza articolului 30 din Constituția României. Sunt moderatorul emisiunii Vasile Lulea și astăzi avem ca invitat pe doamna profesor Cecilia Romaniuc. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și ați venit în umilul nostru studio. Doamna profesoară este invitata noastră pentru a dezbate o temă foarte importantă, consider eu. Suntem în luna ianuarie. După mine, luna ianuarie nu este numai luna Sfântului Ion și a Marii Unire, este și luna marelui poet, publicist, Mihail Eminescu. Am invitat-o pe doamna profesoară să discutăm problema, poate vă surprinde, a decesului lui Mihail Eminescu. Din câte știu eu, din clasele primare, de când învățam poeziile, există o versiune oficială care spune că Mihai Eminescu era bolnav și din această cauză, într-o bună zi, a decedat și a încheiat viața sa pe planeta noastră. Există și o altă versiune care spune că el a fost asasinat. Doamna profesoară, prezintă interes după atâția ani aflarea adevărului despre moartea lui Mihai Eminescu? Nu numai că prezintă interes, dar motivează de-a lungul timpului, de atunci, de când trăia, Eminescu, după ce a murit și până astăzi, contează motivele politice pentru care Eminescu este periodic contestat. Pentru că, din păcate, Eminescu nu numai în timpul vieții s-a confruntat cu animozitatea unor contemporani, ci imediat după moartea lui, la 3 ani, de fapt, după moartea lui, a apărut ceea ce ulterior s-a numit Galaxia Grama, o contestare violentă a talentului lui Eminescu și ceea ce a indignat de atunci opinia publică și până astăzi, pe cei care cunosc problema, virulența acestei contestări, din păcate, era dublată de ură, efectiv de ură, împotriva acestui om care a marcat destinul României în cele din urmă. Pentru că un popor trăiește prin valorile lui, nu trăiește prin X, Y, Z indivizi fără personalitate, ci valorile din domeniul culturii, din domeniul științei, din domeniul chiar al politicii, sigur că da, sunt cele care marchează destinul unui popor și care îl fac să fie cunoscut între atâtea neamuri care își discută un loc sub soare. Poate că, poate că mulți români nu știu că opera lui Mihai Eminescu cuprinde și partea aceea imensă de publicistică. El trăind practic și câștigându-și existența foarte mulți ani ca redactor șef al unor ziare în acea epocă, pe de o parte. Din câte știu eu, puținul care l-am citit din publicistica sa a spus lucruri pe nume. Era patriot, era naționalist și în acea perioadă, cei care știu un pic de istoria a românilor, știu și faptul că erau și niște atentate din punct de vedere politic. Să ne amintim doar de Barbu Catargiu, care a fost asasinat și atât. Deci nu ne-ar surprinde să fie asasinat inclusiv Eminescu. Sigur că da, era deja un precedent, chiar se spune că și în Marea Guvernare Liberală, între 1876-1888, chiar și împotriva lui Ion Cebrădianu cel bătrân, ar fi existat niște asasinate, încercări de asasinat. Și sigur, în cazul de față, Eminescu nu le-a crezut, a spus că sunt înscenări, cu atât mai mult cât, de exemplu, una dintre încercările de asasinare a lui Brătianu, ar fi fost făcută chiar de 3 membri ai Partidului Liberal de atunci. Însă justificarea
pentru această atitudine față de Eminescu pornește de la faptul că el era creatorul doctrinei naționale conservatoare, deși în ordine cronologică Partidul Conservator s-a înființat ca structură politică de-abia în 1880, în timp ce Partidul Național Liberal se înființase în 1875. Însă Eminescu era considerat unul dintre corifeii conservatorismului și simțit ca atare și ca principalul pion în bătălia care se ducea între conservatori și liberali, fiindcă, din păcate, bătălia politică a fost întotdeauna extrem de acerbă în România, a fost întotdeauna foarte dură și s-a purtat cu mijloace deloc ortodoxe. Deloc ortodoxe. Iarăși, din păcate, trebuie să o spunem că la un moment dat, chiar cei cinci inițiatori ai României June, cunoscută în istoria literaturii mai ales ca Junimea, altfel societate masonică, deci ei erau masoni toți, sigur că da, din păcate au făcut pactul cu liberalii și Titu Maiorescu a devenit ministru în guvernarea liberală, Teodor Rosetti și cu Petre Carp. Și ei au fost implicați, din păcate, direct în drama eminesciană. Deci, Înțeles. Și totuși, ce s-a întâmplat? Cum a murit? În primul rând, într-adevăr, în copilărie, Eminescu a suferit de o encefalită, ținând cont de condițiile respective, și asta a lăsat urme. Deci, sechelele de encefalită îi dădeau niște migrene cumplite, care la data respectivă puteau fi tratate și prin ceea ce astăzi în medicină s-ar putea numi hipertermie. Și atunci el mergea la niște băi din București, la data când s-a întâmplat nenorocirea, așa numitele băi Mitrașevski, și creștea treptat temperatura apei, după care se simțea relativ reconfortat și durerile scădeau. E, la 28 iunie 1883, Eminescu se afla la aceste băi, dar trebuie să amintim și câteva elemente anterioare. În 6 iunie 1883, la Iași, se deplasează inclusiv Carol I, deci regele, și unul dintre politicienii liberali, suntem în plină guvernare liberală, Petre Grădișteanu, ține un discurs, sărbătoarea la Iași era prilejuită de aniversarea Putnei, și ține un discurs în care îi amintește majestății sale, Carol I, că trebuie să-și completeze coroana și cu perla coroanei, respectiv Transilvania, deci Basarabia și Transilvania. Sigur că agenții austro-ungari care se aflau în adunare au informat imediat și, din păcate, România a fost umilită efectiv. Petre Grădișteanu a trebuit să ducă la Viena să abjure, să nege ceea ce a spus, și lucru și mai umilitor este faptul că s-a procedat aproape în manieră medievală. A fost pus să stea în genunchi în fața împăratului ca să-și retragă spusele. Sigur, era bătălia, repet, pentru Transilvania. Și dacă Eminescu, format sub influența culturii germane, el vorbea curent limba germană și iubea cultura germană. Sigur că da, și bineînțeles și varianta germană-austriacă. Cu dualismul austro-ungar instituit din 1867, care îi punea pe români în situația de a nu fi recunoscuți,
în propria lor țară, el a avut multe conflicte și din articolul Federațiunea, din ziarul Federațiunea, unde el a publicat foarte multe articole de presă, s-au extras aceste articole de presă, deci poliția austriacă a extras aceste articole de presă și i s-a intentat un proces. Deci 1869, Eminescu era foarte tânăr, deci la acea dată, fusese înscris ca student extraordinar la Viena și se pare că unul dintre motivele mutării lui ulterior la Berlin a fost tocmai această persecuție a organizațiilor, serviciilor secrete austriece. Normal că nu vreau să scape din mână... Sigur că da. Sigur că da. Deci, la modul concret, Eminescu era simțit ca un dușman. De altfel, aș vrea să precizez, am toată simpatia pentru liberalii de astăzi și nu vreau să intru în niciun fel de politică, dar liberalii de astăzi, poate dincolo de niște chestiuni teoretice, nu au foarte multe în comun cu liberalii de atunci. Dincolo de faptul că există niște constante și niște variabile ale istoriei. Între aceste variabile aș nota ca punct esențial faptul că trăim într-o altă epocă și contextul social istoric este cu totul altul în România și pe plan european și internațional. Deci atunci era cu totul alta situația. La acea dată, deci omenește, e de înțeles, Carol I, care a făcut o figură frumoasă în istoria noastră, Carol I, sigur, repet, omenește, e de înțeles, sigur că se îndrepta spre patria lui, spre Germania. Și încheiase un tratat de alianță cu Germania, devenită la acea dată deja imperiu, se numea deja împărat, și cu familia lui de Hohenzollern, care se afla pe tronul Germaniei. Dar, în 28 iunie 1883, trebuia să se încheie și tratatul de alianță cu Austro-Ungaria. Ori Eminescu era membru de frunte al unei societăți intitulată Carpații, deci nu Carpați, Carpații, care milita pentru reîntregirea țării, pentru întregirea țării, pentru revenirea Transilvaniei, Banatului, Maramureșului și sigur și a Basarabiei, dar aici era implicat Imperiul Țarist, la patria mamă. E, a fost deci un al doilea motiv pentru care Eminescu era incomod. Deci pot să vă completez spunând că Eminescu era atunci foarte activ. Era un mare activist foarte activ pentru România, pentru legat da. Și care dorea... Aș vrea să vă spun că Eminescu nu a fost un mare care a fost, el a fost primit la Curtea Regală, era acreditat la ședințele Parlamentului, pe care îl critica. Și cum putea să fie Eminescu iubit când, de exemplu, la un moment dat a luat atitudine împotriva lui Mihalevski, acest Mihalevski fiind omul de casă al lui Ion Brătianu, cel care s-a ocupat în timpul războiului de independență de rechiziții și a făcut abuzuri nenumărate asupra țăranilor, care ulterior știe toată lumea cum s-au comportat pe câmpul de luptă la Grivița în Bulgaria. Știe toată lumea acest lucru. Ei bine, Eminescu nu avea cum să fie iubit. Pe urmă, avusese loc acea bătălie pentru eliminarea articolului 7 din Constituția din 1866, dată de Carol I, care nu permitea evreilor, cetățenilor evrei, să primească cetățenie română, să primească cetățenia română. Și Eminescu propunea ca această cetățenie să se dea numai individual prin decret regal și nu în masă. Iar pentru această atitudine, care n-a fost deloc antisemită, deși Eminescu a fost acuzat de antisemitism, fac o paranteză,
Din păcate, Moses Rosen, fostul rabin șef al comunității evreiești din țara noastră, pe vremea lui Ceaușescu, a cerut și a obținut retragerea din librării a volumului 9 din opere. Este volumul de publicistică. Da, sunt mai multe volume de publicistică, dar ăsta atingea mai multe, concentra mai multe articole despre problema evrească. Aș vrea însă să spun că Eminescu a avut o relație foarte bună cu evreii și aș da exemplu doar pe folcloriștii noștri, curios lucru, la noi folcloriștii erau evrei, Moses Gaster și, să zicem, Lazar Jeineanu. A avut o relație bună cu evreii care se dovediseră, cum să spun, leali statului român. Nu era însă de acord cu cetățenirea în masă, cu obținerea cetățeniei în masă, luând ca model chiar Germania și chiar Austro-Ungaria, pentru că de acolo, din păcate, evreii erau izgoniți, erau alungați și ni se cerea nouă românilor să îi încetățenim în masă. Eminescu ia atitudine împotriva discursului dublu al liberalilor și iarăși fac o paranteză, liberalii în epocă erau numiți roșii. Ei au fost partid de stânga, nu au fost partid de dreapta, au devenit partid de dreapta de-abia după primul război mondial, când s-a desființat, s-a autodesființat Partidul Conservator, când își făcuseră și o situație materială deosebită și erau asimilați socialiștilor. Și de altfel, masoneria noastră, cea care și masoneria occidentală, europeană în special, era roșie. Există două tipuri de masonerie. Masonerie roșie și așa numită masonerie albastră. Sigur, astăzi a căzut în derizoriu ideea de masonerie. Asta nu înseamnă că ea nu mai există și sigur nu mai este atât de ascunsă în spatele unor secrete, dar asta nu înseamnă că cei din vârf, gradele superioare, de la 30, 31, 32, 33, nu decid soarta lumii. O decid fără doar și poate. Cum? Fără discuție. Că o decid și o veche, să spunem, deviză masonică, Novus Ordum Seclorum, așa, noua ordine mondială, deviză care se află și pe dolar. Da, pe banknota de un dolar. Banknota americană a apărut și a fost deviza de bază a masoneriei încă de pe la 1700 și ceva. Și în continuare. Sigur că da. Totuși, și cum a murit Eminescu? Revenind la punctul de pornire, deci acesta ar fi fost un al doilea motiv. Era un personaj incomod pentru că ataca în permanență politica liberală, a luat atitudine și împotriva retrocedării oneroase către statul român în celebra afacere Strutberg a căilor ferate române, în care statul român a fost jegmănit, efectiv a fost jegmănit. Pot să fac o paranteză? Da. Parcă ce era atunci și acum. Eu am adus și niște citate din Mihai Eminescu. În al patrulea rând, Carol I, evident, și nimeni nu i-a cerut să devină ortodox în momentul în care a venit pe tronul României, Carol I construise la acea dată o catedrală romano-catolică în București, unde nu existau romano-catolici. Și iarăși pe Eminescu l-a deranjat acest lucru și a luat atitudine în articolele sale și, în sfârșit, un motiv, să spunem, de ordin personal, mai intim, el locuia atunci la Slavici, care fiind mai tot timpul plecat și având o soție unguroaică, cu ochi, vorba lui Caragiale, ochi alunecoși și inimă zburdalnică, Eminescu, care lucra noaptea, vedea ce nu trebuie. Ei bine, se pare că în acest complot a fost implicată și Madame Söcke și doamna Söcke. Ea este cea care i-a scris celebrul bilețel lui Maiorescu, luați-mi-l pe Eminescu de pe cap, fiindcă a înnebunit. El se afla în acel moment la băile Mitrașevski, repet, e vorba de 28 iunie 1883, a simțit, adică și-a dat seama imediat că îi se înșenează ceva, era ca în baie, sigur, dezbrăcat,
un agent al Imperiului Austro-Ungar a chemat, era redactor la ziarul Independence Woman, Grigore Ventura, este cel care a chemat poliția și Maiorescu a știut foarte bine, a fost pus într-o căruță cu coviltir, în gămașă de forță, gol, a strigat și în acel moment intra sau se apropia, parcă simțind ce se va întâmpla, nepotul lui Slavici, Chibici Revneanu, care îl iubea foarte mult pe Eminescu și a văzut toată scena. Deci, aș vrea să spun că lui Eminescu i s-a înscenat atunci moartea civilă. Trebuia scos din circuit în timpul în moartea civilă și scăderea prestigiului lui prin punerea în circulație a acestei ipoteze că Eminescu este nebun. Asta la modul complet, în 1883. Emilia Humpel, Humpel este sora lui Maiorescu, care de asemenea îl aprecia în mod deosebit pe Eminescu și l-a determinat pe fratele său, pe Titu Maiorescu, luând apărarea lui Eminescu, să-l trimite la sanatoriul Oberdöbling de lângă Viena. În momentul în care a fost dus la sanatoriul doctorului Șuțu, atunci în 28 iunie, la indicația medicului, a fost instituit un tratament care în Europa, împotriva așa zisului sifilis, împotriva luesului, un tratament care în Europa ieșise din uz de peste 50 de ani. Nu se mai folosea. Tratamentul cu mercur. Ori se știe că mercurul este singurul metal lichid, este extrem de toxic pentru că dezvoltă oxizi și oxizii de mercur sunt extrem de toxici. Ceea ce se întâmplă la noi când auzim că nu știu unde, femeia cu tare, vrăjitoarea cu tare, i-a trimis argintul viu. Mercur, de ce? Da. Mercurul care ingerat în apa limpede, da. Nu se văd bobițele de mercur, da. Și sigur că dezvoltă oxizi și îl intoxică pe... Este o otrăvire. Sigur că da, o otrăvire lentă. Ei bine, lui Eminescu i s-a instituit un astfel de tratament și cu doze care au crescut până la 4 grame de mercur pe zi. Deci s-a lucrat oficial, ca să oficial s-a lucrat, deci împotriva lui. În momentul în care Emilia Humpel, sora lui Maiorescu, intervine, el va fi totuși trimis, aproape forțat de Titu Maiorescu, trimis la sanatoriul Oberdöbling de lângă Viena, unde medicii, cu rigoarea germană, își dau imediat seama că el a fost intoxicat cu mercur și nu-i fac niciun fel de tratament, decât întrerup injecțiile cu mercur.